Fight by fight. That's the matter.
la această categorie precum și în ziua de ieri. Este brazilianca Gabriela Vasconcelos. Aceasta nu a suferit nicio înfrângere în această categorie pe parcursul celor două zile. Să vedem dacă una dintre cele două semifinaliste va reuși să-i strice recordul braziliencei în finală. Cele două se luptă pentru priza inițială. Arbitrul Denis Ibram decide că cele două sportive trebuie să înceapă meciul în priză de arbitru. Da, regulile spun că dacă în 30 de secunde sportivii nu reușesc să facă priza, arbitru este cel care va închide priza. Da, vom avea și strap. Același stil de luptă pentru cele două fete. The Slovakian, a former youth champion. Open. Relax. Slovakia, contact here. Relax. Îl vom vedea pe cine avantajează strepul. Down. Georgia down. Sportive din Georgia. Slovacia reușește totuși să blocheze, dar nu pentru mult timp și Georgia ca se califică în finală. Irina Driaeva. Urmează și secundul său arbitrul român Dragoș Corcoveanu. Brazil yesterday's champion. Georgia taking the silver medal. Cum vă spuneam, Gabriela Vasconcelos, o sportivă foarte bine cotată internațional, este pe cale de a câștiga cea de-a doua medalie de aur la acest campionat mondial. Vom avea o priză de arbitru. Priză de arbitru între cele două. Both ladies looking for the side hit. Poziția celor două de la masă anunță o luptă în hook. Vedem dacă se confirmă acest lucru. Nu, este o luptă în stilul tăbrul, capătul de două priza și vom avea un strip match și totodată o priză de arbitru. Am fost informați că protestul georgianului Irakli Zirakashvili a fost acceptat, meciul se va relua din punctul în care georgianul avea o greșeală de coș și un avertisment. Și meciul se desfășura în strep. Looking for the straps to be
microphone. Yeah, and keep it level. Going to the referee's room. Now, the referee's room. Okay, don't move this. Just don't move. Set them, don't move. Set them, don't move. Thumb down. Așteptăm startul între cele două finaliste. Da, și o victorie categorică din partea sportivei din Brazilia. Dublă campioană mondială.